Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name. Aseară a fost depus la dosarul electronic un punct de vedere, un document care se spune că este un punct de vedere formulat de către Asociația Religioasă Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, cu sediul în Slătioara, reprezentată legal de Dolhăscu Emanuel. Știți cine este Dolhăscu Emanuel? A fost și astăzi în instanță. Dolhăscu Emanuel nu este nimeni altcineva decât preotul Epifanie, da? Mâna dreaptă a lui Sofronie și omul cu care Sofronie a lucrat și în alegeri și peste tot, a întocmit documentele, au obținut falsurile și toate acele. Știm foarte bine ce a făcut acest Epifanie. Dar ce este foarte interesant, stimați prieteni, că avocatul respectiv, pentru că ei nu merg singuri, ei au mers, au venit o suită de avocați astăzi din... Au avut vreo 2-3 avocați cu Epifanie acolo, toți în echipă, niciun fel de problemă. Ei au bani, au susținere, vin avocații schimbați, nu mai e Holban, nu mai e nici Dubalare, nu mai e nimeni. Alți avocați, alți, niciun fel de problemă, nu le dau numele, nu este interesant să precizez casa de avocatură sau cu cine lucrează aceștia. Dar aici avocatul respectiv menționează că subscrisă Asociația Religioasă BOSVR, reprezentată legal de Dolhăscu Emanuel, da? Și aici ne-am oprit un pic și am formulat niște sesizări. Deci, acum, Asociația Religioasă BOSVR nu mai este reprezentată legal de către Demostene Ioniță. Știți foarte bine că în martie 2022, Demostene Ioniță, prin avocatul Holban Monica, a depus o cerere de chemare în judecată la judecătoria Pașcani, unde îmi cerea, împotriva mea, Gabriel Lășa, unde îmi cerea daune morale de 1 miliard de lei. La fel și Demostene Ioniță, în capătul de cerere de chemare în judecată, a scris... subscrisă Asociația Religioasă reprezentată legal de Demostene Ioniță, mitropolit, arhiepiscop și așa mai departe. Știți foarte bine că acel dosar s-a închis pe excepția lipsei lipsei calității de reprezentant. Adică am cerut ca Demostene Ioniță, am cerut instanțe ca Demostene Ioniță să vină în instanță să facă dovada că Demostene Ioniță este reprezentantul legal al Asociației Religioase BOSVR. Bineînțeles că nu a putut face această dovadă și dosarul a fost, cererea a fost anulată, da? Cu excepția respectivă. Dar de ce? De ce Dolhăscu Emanuel aici este menționat ca reprezentant legal? Nu știu ce s-a întâmplat în ziua de marți, 6 februarie. Să înțelegem că Dolhăscu Emanuel a fost ales mitropolit, arhiepiscop și mitropolit. De ce spun acest lucru? Pentru că în fișa dosarului, am extras o fișă a dosarului 1212/2022. Dosarul modificărilor la actele constitutive. Dosarul depus de Sofronie pentru a-l înscăuna pe Demostene. Am scos o fișă acestui dosar. Și uitați-vă, stimați prieteni,
că la participanții în dosar, deci participanții în dosar, scrie participant, procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Fălticeni și reprezentant legal Mogărzan Vlasia. Deci Mogărzan Vlasia și în ziua de astăzi figurează ca reprezentant legal al Asociației Religioase Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România. Și atunci, cum face dovada, pentru că acest document a fost depus la dosarul cauzei astăzi? Noi am venit cu precizările necesare și am menționat faptul că Dulhăscu nu este reprezentant, că multe alte aspecte. Dar cum face dovada Dulhăscu Emanuel că este reprezentant legal? Mai întâi, obligația acestui domn avocat de la baroul din Suceava, în conformitate cu articolul 120 din statutul profesiei de avocat, se stipulează foarte clar că avocatul este obligat să verifice identitatea exactă a clientului său, adică a Asociației Religioase BOSFR. Pentru că avocatul a semnat un contract de asistență, stimați prieteni, imediat am să vă arăt și un contract de asistență, dacă îmi dați voie, pentru că e bine să facem aceste mențiuni, stimați prieteni, să înțeleagă, pentru că acum, bineînțeles, noi suntem în centru atenției și se mai uită și de pe la judecătorii, la emisiunile noastre, și poate când doamna președintă va delibera, e bine să țină cont și de acest lucru. Deci aici se depune la dosarul electronic acest înscris de către respectivul avocat și aici este o împuternicire avocațială, da? Și aici avem semnătura, haideți să dau așa să nu se vadă, da? Aici avem semnătura da? Haideți să facem în felul următor. Avem semnătura și ștampila Asociației Religioase Biserica Ortodoxă de Stil Vechi de România, da? Semnătura lui Dulhăscu Emanuel. Deci Dulhăscu Emanuel, să înțelegem, stimabil nostru sinodal, că în ziua de marți, când v-ați constituit voi acolo în așa zisă ședință, pentru că voi nu puteți să vă constituiți în nicio ședință, nici de sinod, nici de parasinod, nici de adunare națională, l-ați ales mitropolit, arhiepiscop și mitropolit pe Dulhăscu Emanuel. De ce spun acest lucru? Pentru că reprezentantul legal, în conformitate cu statutul de organizare și funcționare, reprezentantul legal este arhiepiscopul și mitropolitul asociației. Deci acest lucru scrie aici, stimați prieteni, că mitropolitul asociației religioase este de drept conducătorul administrației centrale. Deci este reprezentantul legal, este și mitropolit, arhiepiscop și mitropolit. Așa este formulat statutul nostru. Am solicitat și un registru special de la judecătoria Fălticeni și să observăm pe cine avem noi în prezent înregistrați în registru special. Acesta este un registru special asociații pe care l-am găsit la judecătoria Fălticeni. În prezent, da? Și scrie aici că ultima cerere admisă este în 11 decembrie 2007. Deci nu mai este înscrisă nicio cerere, nu mai este aprobată nicio cerere de modificare a actelor constitutive, da? Să spunem că cei din
din sinod și au obținut o înscriere. Nu! Scrie, înscrierea este din 2007. Asociația religioasă și aici, la Consiliu, director la componența nominală, scrie foarte clar. Comitetul director, Sfântul Sinod este format din arhiepiscop și mitropolit Vlasie Bogrzan în calitate de reprezentant legal. Deci înseamnă că dacă ei s-au trecut, Dolhărscu s-a trecut aici, înseamnă că el este arhiepiscop și mitropolit și reprezentant legal. Și Sfântul Sinod și următorii membri, 7, Demonstren Ioniță, Ghenadie Gheorghe și episcopii vicari, Sofronie Oțel, Teodosie Scutar, Iosif Bogărzan, Flavian Bărgoanu și Antonie Tătar. Deci încă o dată întreb, la informațiile pe care le am la zi, fișa dosarului cu registru special, unde în fișa dosarului scrie că reprezentant în dosarul acesta, 1212, legal este Vlase Mugârzan, este decedat, dar în scriptele, în fișa dosarului este reprezentant el. Nu scrie că e reprezentant Dolhăscu Emanuel. Scrie că este Vlase Mugârzan. Vlase Mugârzan, în conformitate cu statutul și cu ce scrie în registrul special, el are calitatea de arhiepiscop mitropolit. Automat, dacă Dolhăscu Emanuel este de avocat menționat aici că e reprezentant legal, înseamnă că Dolhăscu Emanuel a fost ales arhiepiscop și mitropolit. Acest lucru deducem în funcție de documentele pe care le avem. De ce ei și-au ales altă conducere? Ei zic că, pentru că au menționat că ei au o conducere statutară. Pentru că Sfântul Sinod face și desface. Bun. Și atunci, deci, reprezentantul legal este Dolhăscu Emanuel, este și arhiepiscop și metropolit, este întrebarea noastră. Dar e o întrebare retorică. Pentru că nu are cine să răspundă și ce să răspundă. Pentru că ei continuă să se erigeze, să lase pe acest Dolhăscu Emanuel, de sacrificiu, da, ei și-au retras toate documentele, nu mai au nicio semnătură, dar lasă-l carne de tun pe Epifanie, să meargă până la capăt și să zică că e reprezentat legal. Eu am venit în fața dumneavoastră cu documentele la zi. Întrebarea noastră este, marțea trecută când s-a întâlnit sinodul și a ales reprezentant legal și l-a înscăunat pe arhiepiscop și mitropolit, pe Dolhăscu? Pentru că dacă l-avem pe Dolhăscu Emanuel arhiepiscop și mitropolit, din punctul nostru de vedere e mai bine decât Ioniță Dumitru la 96 de ani. Măcar ăsta merge pe drum, îl vezi, ai cu cine vorbi, putem o stenă. Deci, dacă ați făcut mișcarea aceasta, veniți public și veniți, stimați prieteni, stimabililor din Sinod, veniți public și spun, l-am ales pe Dolhăscu Emanuel, între noi acolo, nu contează că am respectat statutul, legea, el este arhiepiscopul și mitropolitul nostru, îi tânăr, se ocupă cu actele, se pricepe, el ștampilează în stânga și în dreapta. Altfel, nu mi-explic de ce un avocat nu respectă statutul lui profesional și nu verifică, așa cum scrie aici, avocatul este obligat să verifice identitatea exactă, este obligat. Nu este facultativ, este obligat să identifice identitatea exactă a clientului, clientul fiind asociația, BUSVN, și a persoanei care este încredințat cazul, adică Dolhăscu Emanuel. S-a interesat avocatul să zică, tu ai semnat cu mine, da, un contract de asistență, da? Și tu l-ai ștampilat aici, l-ai semnat cu ștampila asociației și că ești reprezentant legal. De ce, domnule avocat, nu i-ai cerut și împuternicirea? Sau să facă dovada că în registrul special al asociațiilor, acest Dolhăscu Emanuel are calitatea de arhiepiscop metropolit și reprezentant legal, așa cum avem în fișa dosarului și în registrul special. Dumneavoastră, domnule avocat, puteți cere și dumneavoastră, la fel ca noi, și fișa dosarului 1212-227-2022. Puteți cere și extras din registrul special.
Și dacă dumneavoastră aveți alte informații decât cele prezentate de noi aici, veniți public și contracărați. Dacă nu aveți alte informații și informațiile sunt acestea, că reprezentantul legal al asociației a rămas Vlase Mogărzan, faptul că nu s-a mai modificat nimic în statutul asociației și în formula de organizare din 2007, nimic în asociația religioasă de USGR, atunci înregistrarea într-un document oficial care urmărește a obține consecințe juridice, înregistrarea aceasta ca reprezentant legal al lui Dolhăscu Emanuel este ilegală. Ați avut vreo grijă în baza statutului profesional de avocat să faceți verificările în conformitate cu articolul 120 din statut? Statutul profesional de avocat nu. Nu a făcut-o nici Orban, nici Dubalare, niciun avocat. Pentru că toate au mers pe închis. Dar noi punem aceste întrebări pentru că tupeul lor a depășit toate limitele. Deci nu mai scrie că este reprezentant legal al sinodului. Spune că, de Epifanie, spune că este reprezentant legal al asociației. Cât a trăit mitropolitul, i-a fost un pic rușine să zică reprezentant legal al asociației, că trăia mitropolitul. Dar ce și-au zis ei? A murit mitropolitul, nu mai este tu, te punem pe tine, Dolhăscu, reprezentant legal, ne conduci și pe noi, te facem arhiepiscop, mitropolit. Deci totul o mascaradă. Acești nemernici au distrus o întreagă structură religioasă cu un patrimoniu imens și cu o comunitate de creștini foarte mare. Deci aceștia sunt responsabili de toată situația în care a ajuns biserica noastră. Nu Ilășoaia, care a urmărit toate ilegalitățile, le-a sesizat organul de cercetare penală, a mers în civil. Nu Ilășoaia, nu cei care au sesizat blestemățiile lor, cei care au produs blestemățiile acestea. Aceasta este părerea mea, fiind cunoscător a tot ceea ce se întâmplă în aceste dosare, bineînțeles, toate formulările și precizările fiind puse cu ajutorul în dosare, cu ajutorul avocaților, care au mărturisit toți la unison că ce fenomenul acesta din BOSVR în relația cu instituțiile statului român este fără precedent. Și în activitatea uzuală, în parchete, în judecătorii, în barouri, deci este fără precedent. Aceasta este ceea ce mărturisesc specialiștii în drept. La tot ceea ce cunosc în aceste dosare. Și atunci, bineînțeles, să se restabilească domnia legii și să fie coborâți acești nemernici care au stat 30 ceva de ani deasupra legii. Și noi toți, fraierii, am fost în lege și am suportat toate consecințele legii atunci când am mișcat mai greșit sau... și ei au fost mereu deasupra legii. Aceasta este intervenția mea, stimați prieteni, sănătate multă vă doresc și toate cele bune. Your name is the highest, your name is the greatest, your name.